Bine ați venit la cea de-a 26-a ediție a Festivalului Astra Film. Pe parcursul celor 7 zile, în 9 locații, vom avea ocazia să participăm la peste 400 de evenimente cinematografice. Filmul lui Serghei Loșnița despre Stalin este un film în cazul căruia nu se poate spune cu o formulă trivială filmul bate viața sau viața bate filmul, pentru că viața devine film. My love of documentaries because I love real things, and I think that real life is so much more surprising and interesting. Take some parts of the reality and place them to the screen so they can live longer than they do, because the moments are so fragile. You have to be open to listen to what actually is around you. Each film is a new experience, a new world. Doing documentaries is all against you, so it's like a sport of risk when you climb a mountain. First of all, I like Spiel very much. It's a very nice city, and also it's a good experience for me to participate the Astra Film Festival. The festival here changed a lot also during the years. It's becoming bigger and bigger. Proiecție despre oamenii dreptății organizată la inițiativa colegilor de la Leaders for Justice. Ne-am întâlnit azi la Astra Film, la o activitate deosebită, non-formală, de educație juridică. Am ținut împreună cu colegii de la Direcția Generală Anticorupție și colegii de la Judecătoria Sibiu niște ateliere de educație juridică în care am discutat diferite spețe cu elevii. Project is in the first phase of post-production. It's always good to see how other filmmakers deal with their projects and how they pitch it. It's always good to meet other people from the industry, of course, and other filmmakers. Cred că o să mă obișnuiesc vreodată cu ideea asta de lațiunii benevole. Este imposibil să înțeleg cum a fost posibil ca jumătate din populația țării să fie prinsă în acest joc. What I would say is there's a continuing coming to terms with post-communist Europe.
o vizionare colectivă, comună, spune ceva foarte relevant despre natura cinemaului. Nu? Așa a început totul, o grămadă de oameni într-o sală întunecată se întâlnesc să urmărească ceva ce nu există, ceva ce rulează în fața lor ca o aparență și care îi modifică și îi transformă pe toți. Experiența proiecției, nu? E o sală, bine, care experiența cinemaului contează și cel mai important e experiența dezbaterii. Asta se întâmplă după proiecții și, într-adevăr, tot ce vedem în festival, mă refer la temele, la subiectele filmelor, sunt subiecte care te pun pe gânduri și nasc întrebări. A fost lumea foarte încântată să cunoască personajul. Nu știu, am simțit că a fost mai important chestia asta, să răspundă personajul la întrebări decât să răspund el. It was nice because we had the first projection here in the festival with all the characters of the film and people of the village. And it was really, really nice to have them with us. Some of them who never went to cinema before. Și poase nentiv, în inim și tâmplă și definitiv. E timp pentru noi, e timp pentru noi, e timp pentru noi. Ia acul în mână și coase o dorință. Ia ața cea trainică de ei cu putințe. A fost la fel de fascinant ca acum 7 ani, când am venit la festivalul Astra Film 2012 cu filmul meu studențesc, unde am făcut primele mele contacte din industrie. Mă bucur că după 7 ani am primit premiul secțiunii internaționale la festivalul Astra Film cu Nemuritor, documentarul meu de lungmetraj. I love the festival and I love the program and the place. Thank you.